tuturor și bine ne revedem la Play, emisiunea cu și despre muzica bună. Stați liniștiți, nu mă lansez în muzică, însă sărbătoresc așa cum se cade ziua cântatului. Americanii îi spun Sing Out Day. E o sărbătoare neoficială care încurajează oamenii să cânte de mama focului sau câte țin plămânii, după caz. Nu contează că ne pricepem, cântăm de obicei doar la duș sau suntem profesioniști la karaoke, ziua asta e pentru noi, deci să cântăm cu inima. Sunt Anca Medeleanu, invitația mea este șai de una, șai de două, șai de trei, să-i dăm un play, hey, hey! Astăzi la Play vorbim despre Bob Dylan. Este una dintre cele mai importante figuri ale muzicii americane din ultimele 5 decenii. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. La Playlist ne întâlnim cu Alexandra Căpitănescu, vocea momentului și fata care ne-a cucerit pe toți cu forța și energia ei plină de carismă. Băieții de la White Mahala au lansat și la Iași cel mai nou album, Inevitabil. Sunt cocoșul cel mai vestit. Ariana Grande și Cynthia Erivo joacă în musicalul Wicked, un prequel Vrăjitorul din Oz, și prezintă evenimentele care au avut loc înainte ca Dorothy să urmeze acel drum emblematic din cărămidă galbenă. Trailerul este încărcat de personaje spectaculoase, iar decorurile îți taie răsuflarea. Wicked oferă și un soundtrack memorabil, printre melodii numărându-se Popular și Defying Gravity. Wicked este regizat de John M. Chu. Pelicula va fi lansată în două părți. Prima va debuta pe 27 noiembrie 2024, iar cea de-a doua în 2025. Bob Dylan, pe numele real Robert Allen Zimmerman, s-a născut pe 24 mai 1941 într-o familie de evrei din Duluth, Minnesota. Este unul dintre cei mai cunoscuți și mai îndrăgiți cântăreți contemporani. Acesta a arătat un interes timpuriu pentru muzică, formând mai multe trupe în timpul anilor de liceu. După ce și-a însușit pentru scurt timp numele de scenă Elston Gunn, muzicianul a ales să devină Dylan, inspirat fiind de numele poetului galez Dylan Thomas. În 1959 se înscrie la Universitatea din Minnesota, dar a renunțat după un an pentru a se muta în New York City. Muzica lui Dylan a evoluat rapid și la mijlocul anilor 1960 el s-a îndepărtat de folk spre rock. S-a convertit în portavocea tineretului american împotriva războiului, iar cântecele sale Blowing in the Wind și The Times They Are Changing s-au transformat în imnuri pentru drepturile civile. Una dintre cele mai îndrăgite piese ale lui este Like a Rolling Stone, pe care artistul a descris-o ca fiind cea mai sinceră și mai directă melodia sa. Este autorul a 39 de albume muzicale. Dylan este singurul muzician posesor al unui premiu Nobel pentru literatură câștigat în 2016. Artistul deține 10 premii Grammy și a vândut peste 125 de milioane de albume în întreaga lume. Moștenirea lui Bob Dylan este o dovadă a influenței sale profunde asupra muzicii și culturii, făcându-l o figură semnificativă a cărei operă continuă să rezoneze în întreaga lume. Campionii mondiali ai acordeonului, muzicienii din Concertino Accordion Band, revin la Iași pe 28 mai la Casa de Cultură a Studenților de la ora 19, cu un program extraordinar, în care sunt cuprinse cele mai cunoscute și complexe tangouri semnate de Astor Piazzolla. Vom asculta sunetul vieții din Buenos Aires cu un suflu proaspăt, incitant și savuros. Invitata mea de astăzi este un artist cu magnetism și voce cameleonică. Vine din Galați și iubește muzica de mică, iar asta se vede, dar mai ales se aude. Vine capitanul Alexandra Căpitănescu, e în platou la Playlist. Salut, Alexandra! Bună ziua! Și bine ai venit! Mă bucur tare mult să te văd! Și eu mă bucur foarte mult că m-ați invitat. Spuneam că tu ești din Galați. Da, sunt din Galați, nu la foarte mulți kilometri de aici, tot Moldova. Deci mă simt ca acasă. Ești o voce pe care am remarcat-o în ultima perioadă și de care ne-am îndrăgostit. Ai participat la un concurs de talente pe care de altfel l-ai și câștigat. Important de spus. Cum e traseul tău din momentul respectiv? S-a schimbat ceva?
Da, s-au schimbat foarte multe lucruri în viața mea. Am foarte multe sesiuni în studio, am concerte, scriu piese, sunt foarte ocupată și îmi place să fiu ocupată. Mereu mi-am dorit să fiu cât mai ocupată, mai ales dacă sunt ocupată cu muzică și să fac muzică, asta e tot ce-mi doresc pentru mine. Deci este un parcurs frumos și mă bucur de orice oportunitate. Ce-mi place la tine e faptul că de obicei cei care câștigă astfel de concursuri de talente intră într-un con de umbră după ce iau premiu. Uite, la tine tu ai un traseu așa, pas cu pas, faci lucruri, ți-ai lansat și primul EP. Da, am lansat primul EP și asta a fost, practic, eu după ce am câștigat Vocea României, 10 secunde m-am bucurat, am fost la modul ok, am câștigat, un pic de șoc, dar după am realizat faptul că ok, sunt câștigătoare, asta înseamnă că așteptările sunt foarte mari, trebuie să fac neapărat ceva de acum încolo, așa că mi-am propus să nu mă las pe ureche, că de-abia atunci începuse practic treaba și activitatea pentru mine. Adică când ajungi pe un platou, nu trebuie să rămâi pe acel platou foarte mult timp, trebuie să continui să urci până e infinit, cred că e o urcare continuă. Așadar, vezi asta ca pe o responsabilitate, da. Mai degrabă. Da, este o responsabilitate și este un lucru care îmi place. Eu mă bucur de traseul meu și nu mă uit doar la cea mai înaltă țintă, mă bucur și de provocările care vin pe parcurs, ca să spun așa. Da, povestește-ne puțin cum și când a intrat muzica în viața ta. Păi, muzica a intrat de la o vârstă foarte fragedă, cred că aveam undeva pe la... De fapt, nu, de mic am avut chestia asta, mama îmi punea să ascult cutiuța muzicală, cântece de copii, nu știu ce, și era pentru mine... Asta practic era o relaxare după grădiniță sau după școală, ce aveam eu. Dar, ca să zic așa, cu muzica am început pian pe la 8 ani, după aia, nu știu, niște lecții de canto, cor pe la 10-11 ani. Și de curând, ca să spun așa, de maxim 2 ani am început chiar să muzica să vină practic job. Alexandra Căpitănescu Band, există o trupă. Da, da, avem trupă. Trupa noastră cu care 4 băieți talentați. La clapă l-avem pe Thomas, băiatul cu The Great Gig in the Sky, la chitară Bogdan, la Tobe Luca și la chitară bas Matei. 4 băieți foarte muncitori. Și salutăm dacă ne urmăresc. În prezent ești studentă în anul 2 la... Da, la fizică medicală, București. Bun, deci trebuie să ai și un job așa. Da. Ceva serios. Da, cum ar spune părinții, să ai ceva serios la bază. Eu m-am dus la fizică fiindcă mi-a plăcut fizica și în liceu și în școala generală. Am fost mereu atrasă, ca să spun așa, de științele exacte și m-am gândit că dacă am și această pasiune pentru știință, să mă duc la o facultate care mă poate ajuta să mă dezvolt, să-mi răspundă la câteva întrebări legate de... Da, știință. Uite, te întreb așa corporate, unde te vezi peste 5 ani? Nu pot să spun chestia asta, deci... Adică eu... pe scenă sau ce alegi? Peste 5 ani vreau să mă văd fericită oriunde aș fi, adică... Ce frumos și ce înțelept. Nu-mi place să-mi fac neapărat... Am planuri, bineînțeles, că am vise și așa, am aspirații, dar nu țintesc neapărat într-un... un singur punct. Să știi, Alexandra, că nu te-am invitat întâmplător. Sunt tare curioasă să ascult playlistul unui artist atât de talentat nativ, aș putea spune. Mulțumesc. Și vreau să începem cu piesa ta preferată. Avem Pink Floyd și The Great Gig in the Sky. Mită și imaginez cântând această piesă. Am cântat-o. Am avut la București un concert și am vrut să o cânt neapărat, să văd reacția publicului. Este, deși n-are absolut niciun vers, mi se pare că ne întoarce la originea muzicii, când muzica era doar linie, fără versuri, doar vocalize. Și îmi place foarte mult piesa asta că transmite emoție, n-ai nevoie de cuvinte. Ascult piesa asta fiindcă eu îmi imaginez că este efectiv ce se aude în capul unui artist. Și disperare, tristețe, bucurie, după aia liniște, după aia iar nebunie. Mi se pare că descrie cel mai bine
viața și gândurile mele. Piesa pentru o cină romantică. De la Dirty Dancing, toată lumea îl știe deja, mega cunoscut, dar mă mir că ai ales o astfel de piesă, tu fiind, câți ani ai în prezent? 20. 20, mulți ani înainte. Mulțumesc. Deci foarte, foarte tânără pentru o astfel de Mi-a piesă. Mi-a plăcut foarte mult filmul, este unul dintre filmele mele preferate romantice și piesa în special, nu știu, așa, e altceva. Place foarte mult. Cum este Alexandra romantică și dacă gătești la o cină romantică? O cină romantică n-am gătit. Maxim poate niște clătite. Așa. Nu mă consider o persoană extrem de romantică, recunosc. Bine, nu știu care e definiția neapărat a romantismului, dar nu știu, îmi place să fie muzică. Piesa de dansat la două noaptea. Beyoncé, Jay-Z și Crazy in Love. Da, deci piesa asta s-a lansat fix când m-am născut eu, 31 iulie 2003. Este piesa pe care aș dansa nu numai la 2 dimineața, în orice moment al zilei. Beyoncé, în primul rând, este un mega star, adică nu trebuie să spun eu prea multe. Și ai vibe-ul ăla. Știi dansul? Repeți pe acasă? Încerc. Nu pot să. Ești sufletul petrecerii, dansezi de obicei? Da, îmi place, sau ești deci îmi place să dansez pe absolut orice muzică. Nu am așa preferințe ca să spun că mamă, eu nu dansez pe aia sau nu dansez, sau dansez doar pe nu știu ce. Îmi place să dansez pe orice, adică dacă e ceva ce sună bine, eu sunt prima la dans. Nu există petreceri să stau jos. Am văzut, ești foarte cameleonică, ești acolo. Ai prezență scenică și o forță incredibilă. Mulțumesc. Și mergem mai departe cu piesa Plăcere vinovată. Frumos, Oțelul Galați, Delia. Mai trebuie să spun ceva? Sunt din Galați. Pe imnul nostru. Da? Microbistă de felul tău? Știu doar de Messi și Ronaldo și Oțelul Galați. Atât. Nu mă întrebați că nu știu mai multe. Deci, nu. Muzical vorbind, știu piesa asta. Și că la noi în Galați este... nu există gălățean să nu știe pe de rost piesa. Adică nu așa, doar refrenul. Pe de rost, toată lumea știe piesa și... E plăcerea mea vinovată, recunosc. Cum te-au primit gălățenii tăi după ce ai câștigat concursul? Deci au fost atât de multe reacții frumoase. Am avut concert acum câteva zile în Galați și real nu au mai fost locuri în teatru. Oamenii au stat pe afară. Piesa pe care o cânți cu foarte mare plăcere la concerte. Umbra ta, Alexandra Căpitănescu. Vorbește-mi de piesa asta. De ce ai ales-o? Este piesa preferată de pe EP-ul Căpitanul. Am scris-o când am avut un moment de inspirație. Deși aveam schițele piesei de mai mult timp pe caietul de versuri, m-am inspirat. Îmi place foarte mult poezia Luceafăru de la Eminescu. Și mi-a plăcut chestia asta de ideea de iubire imposibilă. Practic este vorba despre o fată care își dorește foarte mult să fie împreună cu un tip, dar tipul respectiv nu e destul de matur emoțional ca să se arunce într-o relație serioasă cu fata respectivă. Fata știe că nu va avea șanse cu acel băiat, dar totuși băiatul rămâne în mintea ei și este umbra ei, ca să zic așa. Tu și compui? Da, compun. Îmi place să compun. Vin acasă câteodată pe, nu știu, zile mai grele și acolo e refugiul meu în versuri și linii.
Felicitări, Alexandra, felicitări pentru tot ce faci. Vara asta te vedem și la Electric, nu? Electric Castle, Cluj-Napoca și momentan pot să anunț doar Electric Castle de la Cluj-Napoca și Club Expirat 11 iunie în București. Și multe alte surprize, un proiect surpriză anul ăsta, dar nu pot să vă spun mai multe, o să vedeți. Unde te găsim dacă vrem să te ascultăm? Mă găsiți pe YouTube Alexandra Căpitănescu, pe Instagram alexandra.capitanescu, pe Facebook Alexandra Căpitănescu, am și TikTok Alexandra Căpitănescu, mă găsiți. Sunt peste tot. Felicitări și ține munca bună sus. Mulțumesc tare mult! White Mahala, trupa formată în 2013, nu cântă, pur și simplu te încântă și de aceea noul album inevitabil e de neratat. Noile piese mențin stilul energic vibrant cu versuri pline de umor, dar și de spirit, cu influențe folk, rock, etno, alternativ, ska, pop și dance. De-acolo mă trag și eu, hey! Ca șarpele de tutău, măi, ca vasca la Heleșteu, hey! De-acolo mă trag și eu, măi. Hala, sunt în turneu de promovare al albumului Inevitabil, așa că inevitabil am venit și noi să stăm de vorbă cu ei, sau cel puțin cu el, cu solistul Ovidiu. Ia aici în Iași, te salut, Ovidiu. Vă salut, vă pup și vă mulțumesc de invitație, da. Bine ai venit la Iași, de când n-ați mai fost pe la noi? Venim destul de des la Iași, dar acum este un prilej cu totul și totul special, pentru că în sfârșit, după 10 ani, am reușit să ne strângem și noi la studio, că fiecare avem alte meserii de bază și a fost mai greu, copii, chestii, socotel, dar nu mai suntem la prima tinerețe, ca să zic așa, și am reușit să scoatem albumul 2, White Mahala. Ne-am gândit mult ce titlu să-i dăm, dar până la urmă Călin, basistul nostru, a venit cu o idee foarte bună, să-i spunem Inevitabil, pentru că Inevitabil trebuia să întâmple odată și odată. Multă lume a așteptat acest album. Bine, noi în cântările noastre live cântăm câteva din piesele de pe album, dar sunt și surprize noi, piese noi. Ce fel de public vine la show-urile voastre? Și, cum spuneam, adică, vezi, această poveste cu White Mahala s-a născut... Bine, absolut nimic nu e întâmplător într-un fel, dar când a apărut tocmai în ideea asta, vezi tu că dacă noi eram aici o nație tristă, indiferent de unde eram, chiar că n-aveam nicio șansă, știi? Doar că vremea comunistă a făcut de așa natură, știi, pentru că lui Leana îi plăceau romanțele și atunci din tot ce cânta Maria Tănase, care cânta minunat, a ales cine iubește și lor, și totul e o dramă și totul este o durere, când de fapt poporul român, indiferent de unde el, că e moldovean, că e oltean, că este chiar și ardelean, tot e un popor vesel. E un popor vesel, fiecare în felul lui, cu altă energie. Și am plecat pe principiul ăsta la White Mahala să facem piese care sunt pe înțelesul tuturor. Hopșa, 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 șa, hopșa, hopșa, toată Europa strigă, hopșa, șa. Mihaiu v-a dat numele, da, de White Mahala? Da, 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 pentru că noi făcusem niște piese și le-am trimis și noi pe peste tot pe la radio, până la urmă am ajuns la și la Guerilla și mă sună Mihaiu și îmi zice bine, hai că uite, băgăm acum pe post, dar ia zi, bagă Bogdan Șerban, dar zi cum vă cheamă. Chestia la care noi nu ne gândisem deloc, știi, și nu știu, zi repede un nume acum, și nu știu, dar zi ceva ce aveți în comun. Dom'le, toți suntem în cartierele Bucureștiului cumva, că asta a fost ideea, să faci, dacă nici Bucureștiul nu se distra în perioada interbelică, că am luat cumva ritmuri, influențe din perioada interbelică și le-am aducat, tobe, chitări și nu știu ce, am născut, suntem tăticii stilului neo-boem, ca să zic așa, în România. Și zi, dom'le, repede ceva, zi, dom'le, suntem în cartierele Bucureștiului, dar bine, lasă tu, solistul, că ca și acum, da? Ei dorm și se relaxează înainte de cântare, dar solistul e la interviu. Tremură aici la Iași. De frig, dacă e friguț, a venit frigul. Și da, zic, tu de unde ești? Și stăteam în Balta Albă pe vremea, zice, oh, Balta Albă, nu te zice că nu. La Gherila nu merge Balta Albă, zice White Mahala. Hai să fie cu noroc, Mahala, oadă la foc, noi stăm până dimineață, firea mama ei de viață. Firea
Dar spune puțin de al doilea album. Când, cum l-ați compus? Albumul a ieșit și sunt piese pe care... Sunt piese pe care... Noi, vezi, avem titluri de piese de pe nou album, inevitabil. Cum bea Dracula. Bineînțeles că trebuia să ne legăm și noi de un simbol național. Cum The Nasty s-a ocupat Tudor Giurgiu de curând, am zis să-l luăm pe Dracula, să-l mai fezandăm puțin. Și uite, așa au apărut aceste 13 piese care compun albumul Inevitabil. Fotografia de album este făcută de un coleg de-al meu de grupă de pe vremuri de la IATC, era pe vremea mea de la Institutul de Teatru, de Cătălin Anastase, care a plecat de mult în Australia și unul dintre marii fotografi de acolo din Australia. Hai să dansăm prin viață fără un motiv, pentru că totul e relativ. Hai să dansăm la infinit, până când suntem senin, până când uităm de selfie și de check-in, de cartela de acces, de iubirile trecute, neîncepute sau pierdute. Miercuri nu știu ce să crezi, joi deja te enervezi, doar așa mai poți să evadezi. Să uită lumea la noi așa. Și o să zic așa despre tine: măi, de unde le iau? De unde le iau? De unde le iau? Aoleu, mă luați din multe părți. Mă luați, sunt meseria mea de bază e de actor. Sunt actor la Teatru Mic din București. Și am jucat de-a lungul timpului. Mă știți voi din ceva. M-ați văzut în restul e tăcere. M-ați văzut pe un băieți bun, că eram Bilă. Toți taximetriștii din țară sunt nebuniți după personajul ăla. M-ați văzut și prin Clanul, eram Constanțeanu, m-ați văzut până multe lucruri. Fac și eu tot ce pot. Încerc ca și voi de acasă să-mi fac meseria mea cât pot de bine. Pentru că eu cred că suntem toți ca un mecanism. Știi? Și dacă fiecare ar fi mulțumit cu rotița care i-a fost dat să fie, atunci lucrurile chiar ar fi minunate. Albă ca zăpada. Era voia bună, mai bună pe vremuri? Nu cred asta. Adică, mie îmi place, știi, cred că asta cu îmbătrânitul e doar o sumă a cifrelor, bineînțeles, dar eu nu cred în treaba asta cu eram... Tot timpul a fost la fel. Tot timpul e la fel. Tot timpul vine o altă generație care o contrazice pe ailaltă și părinții zic, vai de capul meu, nu mă înțeleg cu ăsta, cum nici noi nu ne înțelegeam cu ai noștri și totul este it's the same old story. Până la urmă, slalomul e același prin care trebuie să treci și experiențele sunt individuale, dar setup-ul e același. Pentru că cine a făcut lumea, că toți aud clopotele acum, că o fi Dumnezeu, că o fi Big Bang-ul oamenilor de știință, whatever, că o fi Buddha, că o fi Mahomet. În orice caz, totul a lăsat în puterea noastră a oamenilor, totul stă în puterea noastră să fim sănătoși, să fim serioși, să nu mințim, să ne îngrășăm, să slăbim. Un singur lucru ne-a lăsat în puterea noastră și asta face jocul și viața interesant. Știi ce? Nu putem alege pe cine iubim. Tău, din pintentoare, sunt turbo la motoare. Eu sunt cocoșul cel mai vestit. Când am călcat găina nene, rămâne fără pene și o satur de iubit. Am avut să vă cânt și astăzi. Ne vedem acum și în reluare, iar până data viitoare nu uitați, dacă muzica este hrana dragostei, atunci începeți să cântați, spune William Shakespeare. V-am pupat! Uh-huh.